Prințul Harry a sosit în Antarctica, unde își continuă pregătirile pentru expediția sa de la Polul Sud. El s-a instalat deocamdată la o stațiune științifică rusească, unde se va obișnui cu condițiile meteo deosebit de vitrege de pe continentul înghețat. Prințul a mărturisit că moralul său a scăzut aproape la fel de rapid cu temperatura după ce a aflat că vremea s-ar putea înrăutăți în zilele următoare. Expediția polară pe o distanță de 320 de kilometri urmează să înceapă la 30 noiembrie. Harry susține astfel o organizație de ajutor pentru veteranii britanici răniți în războaie.